Deci îmi faceți bălți micuțe și le trageți, da? Așa. A fost o intervenție riscantă și minuțioasă pentru lucrătorii ISU, care au avut de strâns aproape o jumătate de kilogram de mercur. Cum lucrați? E greu să strângeți mercurul? Este, având în vedere că este o substanță foarte periculoasă și toxică. Și cum o strângeți? Încercăm să-l grupăm, după care să-l tragem cu niște seringi, să-l recoltăm într-un recipient în sticlă. Mercurul este toxic, după așa cum bine știți, este foarte toxic, prin inhalare, prin contact cu pielea. În atmosferă liberă, el nu este chiar așa de toxic decât în spații închise. Chiar dacă nimeni n-a pățit nimic, oamenii care locuiesc în zona au tras o sperietură zdravănă. Nimeni nu știe însă cum a ajuns mercurul la ghena de gunoi. Măi, eu nu știu cine a pus-o, în primul rând. Altă impresie, nu pot să-mi fac nimic, nu știu pe nimeni ce le poate cap. Dumneavoastră ce ați văzut aici? Agitați? Ce nu, nu. Na, eu mi-a spus soțul și am venit și o fugă ca să mă uit. N-are nimic. Dar sunt copii în zonă, oameni, e periculos totuși, nu? Da, dar chiar azi am dus gunoi și chiar n-am văzut nimic. Dar la ce credeți? Ce să facă cu atâta mercur? Nu știu, domnule, dar a fost cantitate mare. Da. Aproape, un pahar. A, un pahar, alții are kilograme. Cum o fi ajuns acolo? Cred că l-a aruncat cineva sau... Nu mai știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Am văzut că s-a strâns mașina de pompieri. Acum am auzit că e mercur. O fi aruncat cineva, nu? Poliția a intrat și ea pe fir. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cum a ajuns mercurul lângă ghena de gunoi.